salutare prietenii mei, elefanții mei, abonații mei. Nu vă mai gândiți că dacă vă spun elefanți, vă spun din rea voință. Vă spun așa din plăcere de asta frumoasă, pentru că sunteți elefanții mei. Am pentru voi ceva șucar, șucar frumos pentru ziua de astăzi. Avem 5 obiecte care le vom topi cu cuțitul, dar nu în ultimul rând, să ne oprim aici frumos. Am venit până în Oltenița, județul Călăraș. Am un pic de treabă să tragem frâna de mână, să nu cumva să moară Larisa, să cadă în apă. Și cadă în apă de ce? Haideți că vă spune băiatul imediat. Ia uitați, coborăm și noi frumos din mașină și ne uităm în partea asta la altă. Ce să vedem, am făcut treabă. Mi-am pus căciula în cap pentru că nu pot să stau fără căciulă. E foarte, foarte, foarte frig afară. Uitați, e Loganul în spate, la galbenii al meu. Deocamdată, până-l dau. De ce am spus că mi-e foarte frig și mi-am pus asta în cap și am tras până de mână să nu cumva să intre mâna? Uitați de ce. Vedeți? Suntem la, vedeți că scrie acolo Oltenița? Suntem la Dunăre, da? Și partea asta la altă, dacă vedeți, e Bulgaria. Aici. Aici. Aia e Bulgaria. Dacă se putea trece pe aici, mă făceam prieten cu bulgarii, mă făceam bulgar. Dacă aveam o dronă, mă transferam cu drona. Ia uitați. Deci e super, super, super frumos. Acum o să întorc camera să vedeți și voi despre ce vorbesc aici. Da, aia e Bulgaria. Uitați blocurile din Bulgaria, ce aproape. Mamă! Astăzi 5 obiecte pe care le vom arde. Nu am să vă spun ce, pentru că să fie surpriză. Ia uitați lanțul aici. Ați văzut vreodată lanțul amintirilor? Ia uitați. Băi, eu am dat la pește aici la Dunăre, mă, să mor Larisa. E cel mai marfă. E foarte frig, deci vreau să zic că e cancer pulmonar. E rece, nu mai așteptam să fie așa rece. Ăsta e un restaurant, vedeți voi. Vedeți că scrie acolo Oltenița, ce facem aici. Am foarte multe amintiri legate de zona asta. Am făcut o grămadă de poze aici, mai de mult veneam cu prietenii mei să dea de permis chestii trestii. Țeava asta, țeava asta care o vedeți aici, e piciorul care ține acel restaurant plutitor. Deci e foarte, foarte frumos. Vedeți ce zone frecventez eu? Să moară Larisa și acum urcăm. Urcăm ușor cu a doua, urcăm, ne băgăm în mașină că e frig. Mergem acasă, de fapt mergem să ne facem treaba aici în Oltenița, ce combinație avem. Și mergem acasă să dăm foc la fel și fel de nenorociri. Da, suntem aici la Oltenița, la port. Mergem acum că am înghețat. Ne-a înghețat ficatul. M-am suit în mașină că nu mai puteam, boșilor. Înghețam. Uite, de cât deschizi ușa și vine iarna, intră iarna peste tine. Așadar, am plecat de aici din port. Am înghețat pur și simplu de frig și încă nu e, decât cred că o fi minus 4, minus 5 grade afară. Ce vreau să vă spun, prietenii mei, nu mai lăsați comentarii ceva gen, mamă, experimentul ăsta l-a făcut cineva la... M-am plecat cu frâna de mână, mă miram, mă, ce trage mașina așa greu. Experimentul ăsta cu cuțitul încins l-a făcut străinii, că nu știu ce, te-ai luat după nu știu cine. Băi, păi dacă m-am luat după ăla, asta nu înseamnă că mai e în România cineva care se ocupă cu așa ceva, ce fac, uite, a doua. Păi, în primul rând, nu e vorba că m-am luat. Îmi plac foarte mult experimentele alea, chestiile alea șmechere cu cuțitașile, cu fel și fel de nebunii. De ce să nu le fac și eu, atâta timp cât nimeni din România nu face așa ceva? Ce fac majoritatea youtuberilor? Copiază linkuri, copiază filmulețe și le pun pe ei pe canal și fac colaje. Top 25 de video virale. Hai spuneți că nu e așa, că voi știți că dacă vă uitați la mine, înseamnă că vă uitați și pe net. A, uitați ce frumos e aici, am Oltenița. Și în spate e Bulgaria. V-am arătat mai devreme, e foarte, foarte, foarte frumos. Mor de logo.
Și pe lângă toate astea, stăm și noi și ne gândim, mă, ce putem să punem noi pe pagina noastră de YouTube, pe canalul nostru, să fie deștept, să fie frumos și să facem abonați foarte mult. Foarte mult dintre voi mă întreabă, profesorii, cum să fac și eu abonați? Că vedeți voi care-i treaba, nu tuturor le cresc abonații, am trecut peste calea ferată, nu tuturor le cresc abonații la fel de repede ca mine. Am făcut 10.000 și vreo 100 de abonați. Gândiți-vă, într-un timp atât de scurt, dacă n-ai un content foarte bun, nu poți să faci așa ceva. Suntem la liceul Nicolae Bălcescu, la Oltenița. Am fost cu niște prieteni aici, am dat de permis. Liceul Nicolae Bălcescu, vedeți? Scrie aici. Aoleu, de când am mai fost aici, de când se dădea de permis să moară Larisa? Cred că și acum se dă. O grămadă de prieteni de-ai mei au învățat la liceul ăsta. Nicolae Bălcescu. Și te uiți așa, cred că m-a recunoscut vreun fan. Așa cum mă ocup eu de contentul canalului meu, așa vreau să vă ocupați și voi, să vă cât mai mulți. De exemplu, puteți și voi să începeți să faceți chestia asta, nu e foarte greu. Puteți să vă luați și la aragaz, oriunde încălziți un cuțit și tăiați diverse obiecte, diverse chestii. Într-un fel, mai să fie o cameră bunicică, nu foarte scumpă, puteți să luați și un telefon dacă filmează foarte bine. Asta pentru început. Pe viitor, dacă faceți bani din YouTube, dacă faceți multe vizualizări și așa, aveți foarte multe șanse să vină și bănișorii câte puțin, câte puțin. Cine muncește, are. Cine nu muncește, n-are. Și cine are, postează. Cine n-are, ripostează. Știți cum e vorba aia? Care mai de care începe și îl învinovățește pe celălalt. Dai frate că tu faci și tu experimente care le-a făcut alții. Nu contează că le fac eu care le-a făcut alții. De exemplu, o să vedeți la mine experimente noi, pur și simplu, experimente foarte noi, care mi le-am notat eu în cap și pe telefon ca să știu ce să fac. Cu aparatul de sudură, că degeaba vă spun că tot n-aveți cum să învățați. Nu știu dacă ați auzit, striga niște copii la mine. M-au recunoscut elefantii mei. Nu am timp acum să stau pentru că e foarte rece afară, e foarte frig, dar o să vin și am să fac un vlog și spun pe ce dată am să vin aici în Oltenița, să împart prelocuri, aptipilde și mai multe chestii cu profesorul expert. Mă duc la gara să mă întâlnesc cu un băiat, să văd o mașină. Vreau să-mi cumpăr o mașină, ia uita statuia din Oltenița. A? Mamă, ce mă plimbam cu bicicleta pe aici în 2001-2002. Am terminat treaba, prietenii mei. Suntem pe 24 decembrie. Mâine e Crăciunul. Moară Larisa dacă nu o facem de berbec. Mergem acasă, edităm și noi vlogulețul ăsta, facem experimentele. Suntem în Oltenița aici la prietenii noștri, chiar în centru. Îmi place foarte mult zona asta, dacă nu am plimbat cu bicicleta mai de mult. Am stat, cum a spus, vreo 4 luni de zile. Am avut o mică afacere aici cu tata, Dumnezeu să le ierte, și cu niște prieteni. A fost foarte frumos, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Oamenii sunt cum se cade, mulți bicicliști. Am avut gagici aici o grămadă, la blocurile alea cu 8 etaje. Chiar apropo, dacă mă mai vede o, dar nu mă mai cunoaște, vreo gagicuță, să îmi dea banii înapoi care i-am cheltuit împreună. Înghețatele care le-am mâncat aici în parc. Ia uite, la blocul ăsta, toate sucurile și toate înghețatele care le-am mâncat pe banii lui tata al meu, mă. Să-mi dați banii înapoi, gagicilor, dacă mă vedeți acum. Cred că râdeți toți abonați. Așa, dragii noștri, și vă arătăm floricelele făcute de vecinul meu Cosmin și Claudiu, prietenul lui. Deci o să dăm foc la petardele astea, așa, ca de sărbătoare de asta mare. O să dăm foc. L-ați făcut ca lumea aici, mă? Îi dăm foc cu arzătorul nostru periculos? Bă, dar dacă dau foc și pocnește după aia, să moară la Larisa, dacă nu? Ce asta e, bă, îmi plătiți spitalizare? Ia stai așa, să-i dăm un zoom aici, pac, ia. Gata. S-a explodat tot. Și mai avem, sper să nu ne ia protecția animalelor când dăm foc la iarbă. Uite, ăsta e un cartuș gol. A, și asta e foc, mă, că ați vărsat-o așa, nu? Hau. Deci asta e opera de artă a lui Claudiu, nu? A ta? Și aia a fost al lui Cosmin.
mai mult! Salut prietenii mei! În vlogul de astăzi avem 5 bomboane de nenorocit. Mamă, să moră Larisa, am rupt tot. Thank you.